Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Continuie etalarea pentru, numărul, pentru anul care vine, 2024, pentru numărul 3. Am vrut să fie separat ca să nu ne întrerupem când ne e lumea mai dragă. Înainte de a începe etalarea, dragii mei, dați-mi voie să afum un pic camera. Și camera mea oricum e afumată. <laughs> când fac etalări, miroase, lumânări, afumă toate și pe cei care privesc cu invidie. Da. Uh, sper cât mai puțini. Cei care ați ales numărul 3. Hai să vedem. Pentru anul care vine. Nu venit niciun mesaj în plus, dar la capătul setului de cărți am văzut marele preot. Doi de spade, regele de cupe. Aveți de ales între familie și un personaj pe care îl iubiți sau știți că vă iubește. Um, o dragoste profundă. Aveți de ales între tradiții și această iubire, care probabil că e netradițională. Uh, tradiții. Poate nu e obligatoriu să fiți dintr-o familie religioasă, dar acolo sunt niște reguli. E un sistem de gândire. Între sistem de gândire, educație, cultură, poate culturi diferite, rase diferite, repet, educație, unul. De o anumită factură, altul de altă factură, sau unul poate e mai educat, altul mai puțin educat, da? Și această dragoste profundă, dar plină de pasiune, o pasiune care consumă și care aduce dureri în momentul în care nu sunteți, da, în momentul în care nu sunteți aproape. Această dragoste creează conflicte, mai ales cu prietenii voștri ai lor și familiile voastre interesant că apare regina de cupe regile și regina de cupe separați de aceste conflicte de responsabilități acasă sau într-un job important da, e un dezechilibru care trebuie vindecat este o influență feminină excepțional de materialistă în această zic excepțional, așa a ieșit extraordinar. În fine, foarte materialistă în această situație, în această, da, în acest conflict. E o influență feminină materialistă. Cine o fi, o fi o relație karmică, o fi mama, o fi soția, o fi ce o fi vreo rudă, mătușă, afaceri. Aceste aspecte influențează, participă la conflictele pe care le-ați le, -am, le văzut mai devreme și care le veți mai simți în continuare. Însă hai să vedem numărul 3. Anul care vine. O să mai fac și pe zodii. O dată, de două ori. Am văzut diavolul de trei ori. O oh, pasiune, obsesie, adicții, situații toxice, blocaje cu nouă de băte, determinare a unora, blocajele altora. Da, Oh, interesant a venit. A revenit. Trei de monede. Regina de monede. Patru de spate. Foarte multe în anul care vine, probleme financiare, respect și tradiționale și religioase, reguli. reguli Pentru mine, marele preot înseamnă și corporații, Dar reguli stricte care trebuie să depășite pentru a vă reconstrui dintr-o perspectivă personală ceea ce vă place vouă. Ceea ce vă place, vă zic pentru că e verde și ține de inimă, ceea ce vă spune inima să creați, să faceți și să, să manifestați și să vă atrageți abundență. Ceea ce vă ghidează Dumnezeu să faceți, nu ce vă ghidează familia, care e ok până la un punct. Dar nu toate familiile sunt benefice. Asta să știți. Și majoritatea familiilor sunt karmice. Nu înseamnă că dacă e marele preot, dar preotul prezintă, cei pe care îi știm noi, prezintă un program. Poate să fie profesor, poate să fie preot, poate să fie un personaj care a învățat un program și îl manifestă părinți, bunici, iar neamuri, căsătorii. Acest program trebuie depășit și reconstruit de ca și când la trei, aceste trei de monede nu se știe exact, vom vedea și la clarificare, dislocă a treia monedă sau o lipește. Pentru că trei înseamnă construcție, într-o formă sau altă. Interesant mi-atrage atenția pasiunea aceasta care este în spate o pasiune, o idee, un spirit independent, doritor să creeze ceva ieșit din comun, eventual, al vostru, dincolo de aceste construcții, dar care în lanțuri. Această pasiune a trebuit să o temperați din cauza, repet, unor. Ce -am zis mai devreme? reguli, restricții. Familie strictă. Bă, nici nu trebuie să fie familie religioasă sau ă, ortodoxă sau nu, 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 strictă. Poți să nu aibă nicio credință. Dar unul din cei din familie, mama, tata, fratele, sora, să stabilească niște reguli. Ce zic eu, așa faceți voi. Dar apare trei de monede. Dorința de a vă reconstrui. Zic re, așa simt, re, pentru că regina de monede e independent în general. Și faptul că e independentă, că e pe picioare, că se, se cunoaște, că se respectă, că se apreciază, că se îngrijește, că își face banii ei și, în general, are o afacere, asta o face dintre toate reginele cea mai potrivită să fie soție sau să fie partener pe termen lung. Tumai că are banul ei și nu depinde. Și un bărbat alături de ea știe că nu trebuie tot timpul să-i bage bani în buzunar pentru că știe să-și facă. Apare și un patru de spade. Nu știu dacă va fi vreo bolicică sau, sper, ordine mentală. Ordine mentală. A voastră sau a cuiva. Vedem. Spre sfârșitul anului. Stabilitate, că e patru. Stabilitate mentală după ce ați trecut prin niște decepții, poate decepțiile vin de la job, poate vin din familie, poate vin din felul în care uh, vă gestionați banii, dar spre sfârșitul anului zic că vă veți odihni, dar hai să mai vedem. La capătul setului de cărți, iar doi de spade, regele de cupe, moartea, eremitul, Aceste alegeri sunt foarte importante, vă determină întregul, întregul curs al vieții. De fapt, dacă am fi conștienți de fiecare alegere pe care o facem în fiecare clipă, am înțelege de ce suntem într-un anumit punct și nu ne-am mai văita. Nu ne-am mai victimiza. Pentru că, până la urmă, are legătură cu alegerile pe care le-am făcut tot noi. Că am fost influențați, că am fost manipulați, până la urmă, alegerile au fost ale noastre. Trebuia să vedem, să înțelegem, să simțim. Așadar, nu doar alții sunt vinovați, suntem și noi, în general. Interesant ce văd. Până la urmă, se pare că este o. Iubire profundă care este blocată acum. Și din cauza că e blocată, cred că acum este blocată, la sfârșit de an început. Sfârșit de an sau până acum a fost blocată. Tocmai ca să decideți. Nu zic că e, e frumoasă, o simțiți, dragostea, că e profundă. Dar trebuie să o blocați pentru că aveți niște lucruri de gestionat în alte departamente ale vieții voastre. Și din cauza că e blocată, simțiți că moare această dragoste. Sau unii dintre voi simțiți că n-aveți voi. Moare ceva din voi, tocmai pentru că blocați un personaj, o energie care vă e foarte dragă. Dar, repet, este necesar ca să organizați, apropo de, să vă reorganizați financiar, mental, poate chiar spiritual. E prima carte. E foarte importantă. Această senzație că bă, fără această iubire sunt e importantă, repet. Senzația că sunteți fără energie, poate, fără suflet, fără sufletul pe care îl iubiți variază repede la un om. La om. Vă, vă provoacă la meditație, remitul și remitul. Începeți cu meditație, probabil că veți continua. Dar vă provoacă la meditație și pe voi și pe ei și la un moment dat veți comunica într-un mod neașteptat. cu un personaj care e la distanță și care vă dă putere. Cu o fi același personaj pe care îi iubiți și la un moment dat, după această luptă interioară, veți comunica și veți vindeca și veți merge. Interesant să oprește la 8 de băte și apoi sărim la 4 de băte. Veți merge într-un spațiu relațional care vă oferă stabilitate. Sau poate veți crea relația aceea frumoasă și stabilă și pasională și sensibilă și profundă. Pentru alții, dacă nu e același personaj care va veni după toate luptele și transformările, va veni la voi, veți comunica cu un personaj, repet, de la distanță, de peste mări oceane, care iese în evidență prin, ori prin felul în care strălucește în public ori prin felul în care vindecă un public. Variază. Ori strălucește în public, ori vindecă. Dar cu acel personaj veți crea ceva stabil. Dar mai vedem. Dacă e același, iar veți trăi și veți vedea, pentru că uneori sunt și câte două, trei variante la cărțile care vin. Hai să clarificăm. Male preot. Oh, trei de bute. În primul și în primul rând, hai să lăsăm și așa. Ok, tale până la loc. În prima perioadă a anului, cred că veți, vă veți concentra pe creșterea voastră spirituală. Să priviți partea frumoasă și partea plină a paharului, partea frumoasă a vieții să vedeți dacă vă, dacă vă, veți concentra pe așa ceva, să vă creați, că cinci ține de creație și 3, da și 5, să vă creați viața, uite, 3 și 5, mă gândeam la 3 de monede, da și 3, să vă creați viața, să, să, comunicați cât mai înalt, cât mai pozitiv, veți vedea cum lucrurile vin spre voi, lucrurile pe care le-ați sperat, le-ați așteptat, la care v-ați rugat. Văd și creștere spirituală. Dar hai să mai vedem. Ah, ok, tu ai vrut, tu ai vrut. Da. Revin la ce am zis mai devreme. Este un personaj în viața voastră de care sunteți separați de un drum din cauza unei familii sau, ce am spus mai devreme, e un personaj cu care ați simțit dragostea asul de cupe. Poate ați pus bazele, valetul de monede, unei relații. Dar acest personaj, sau poate și voi, a trebuit să plecați, să mințiți chiar. De ce? Pentru că mai era o familie, pentru că mai e sau sunt probleme de cultură sau sunt niște reguli în viețile unora, altora, poate ambilor. Și în prima perioadă anului cred că veți comunica, veți iniția iar comunicare. 3 și cu 1, 4. Comunicarea aceasta ar putea să aducă stabilitate, repet, dacă vă mențineți credința, optimismul și vibrația înaltă. Apare totuși marele preot ca și ghidaj și acest pescăruș alb. Ghidaj divin, rugați-vă în continuare, sperați dacă vreți, repet. E un as de cupe totuși. E o dragoste care vindecă, care vă crește spiritual și vă aduce perspective noi. Vă aduce în viață ce așteptați poate de mult timp. un as de cupe. Poate să fie și un copil? Poate unii vă rugați de mult timp la un copil? Șapte de spade, ce ar fi în cazul acesta? Șapte de spade. Cinci de spade. S-ar putea să fie și dezinformați. Aha. Mare grijă. Dacă veți reconsidera informațiile pe care le aveți referitor la acest copil, de ce nu vine, de ce așa, puteți să-l aveți, eventual. În continuare, hai să iau uite, 7 de bute și te cata. Da, pare un păcare. Cavalerul de Cupe. Făietonul. O împăcare care vine într-un mod foarte intens, determinat. Acest personaj va, va fi determinat, obsedat. E super. E 5 și 15. Da, super determinat să înceapă o relație cu voi. Să înceapă asul de cupe, asul de monede. Pare totuși că după... Are, eu simt că are legătură cu ce am zis mai devreme. Un personaj din trecut. Aveți și judecata, aveți și diavol, un personaj din trecut. Eventual, știți ce? Mai simt, aveți grijă că din trecut poate să fie și un fost o fostă care vrea să intervină a nu știu câtea oară în iubirea pe care o aveți voi față de cineva. Sau o veți avea. În cazul în care nu o aveți, o veți avea. Acum. Hai să le pun pe acestea la loc. Așa am zis, am lăsat trei de bute, da? Clarificăm pe de monede. Ia uite. Ia uite. cavalerul de băte și trei de mânere. Aici este. Este o pasiune? Probabil un triunghi amoros. ih, Nu-mi place să zic așa ceva, dar este. În ce sens? E o, e o pasiune, e o atracție atât de mare încât chiar unul dintre voi va dori să renunțe la aceste preculi? Cu ce cultură, ce rasă, ce educație, ce atâtea restricții și reguli? încă n-am tăiat, a venit el. 8 de spate, hop, Mai dăm o carte. Obsed. Asta e un personaj obsedat. 8 de spade e obsesie, diavolul este obsesie, cavalerul de ba și atracții, cavalerul de bute atracții, ce pot să zic mai mult? Ia uite, casă ce? Dacă e, dacă e triunghi amoros, vedeți, am vorbit mai devreme dacă dislocă sau alătură. Nu, dislocă, ca să începești ceva nou. Veți dori să nu mai fiți în acest triunghi amoros, ci să începești ceva. Cel puțin acest personaj. Nu știu care dintre voi. Cine aici foarte aprins, că, căruia ei s-a aprins, că îl că întotdeauna la numărul 3 apar chestiile astea, va dori. Ia uite, spânzuratul. Dar după această perioadă de așteptare, de sacrificii, să înceapă ceva nou. Să manifeste ce? Să manifeste, să comunice într-o schimbare a destinului său. Iau 10 de cupe. Regina de spade. Știe că în acest context, cei doi trebuie să comunice sincer, Regina de spade și Asul de spade și Magicianul. Hai să vedem continuare. Regina de monede. Imediat o să mai văd, dacă mai vine și altă variantă. Regina de monede aici apare. 6 de bute. Succes financiar. Dacă aveți o afacere, veți ieși. Asta ar putea să fie departamente. Într -o, în primăvară să simțiți mai mult această intensitate, să zic. În iarnă să vă concentrați pe rugăciune, pe speranțe, pe reconsiderarea perspectivelor. Poate o călătorie. ah, interesant cum Revin. Revin. Poate în prima parte a anului vă gândiți sau chiar vă pregătiți sau chiar faceți o călătorie într-un așram, într-un loc, într-un pelerinaj, într-un loc care vă va. sau către o persoană care vă va ridica vibrațional. Către un profesor. Poate faceți niște cursuri, că am văzut totuși valetul de monede și de băte. Poate veți face niște cursuri. Și cu cât creșteți în vibrație, atrageți, atrageți. Nu. No. Însă, în a doua parte, să zicem spre vară, primăvară-vară, veți avea o victorie sau cineva vede că sunteți, ia să mai arăt și cu noul meu toiac sceptru. Um... Dacă investiți în, în creșterea voastră spirituală, super pasiune, super pasiune. Mai dăm o carte pe 8 de spade, ea dacă e vorba profesional. Da, schimbați perspectiva și vedeți că puteți să faceți, aveți curajul să vă creați eu știu ce, să vă creați, să de, vă descătușați, aici sunt lanțuri, e foc și aici este, iar sunt lanțuri și e foc, să vă descătușați din niște frici, din niște adicții și aveți pasiunea să creați, veți avea succes. Veți avea succes. Și în momentul în care veți avea succes, veți atrage oameni care vă văd și care și ei au succes. În primul rând, succesul vostru, da? Șase de și regina de monede. Probabil veți călători cu afacerea voastră, într-o formă sau alta, veți atrage atenția, veți vorbi în public, veți, produsele pe care le veți lansa vor fi plăcute de public și la un moment dat din public cineva vă, vede și va dori să, fie înspre voi, să vină înspre voi, să fie cu voi. Interesant, ăsta e adevărul. Da. Să fie într-o relație echilibrată, corectă. Ia uite, și răgină de monede. Ha. Parteneria de afaceri Mai dăm o carte pe șase de bute. Uh, am zis un personaj important. Dacă nu e important, veți fi importanți împreună. Regele și regina de monede, succes, succes. Veți fi importanți împreună. Asta se întâmplă când folosești acest, diavol înseamnă și ego, de folosești varianta bună a ego -ului. Nu că faci pact cu diavolul, nu. Din potrivă, te dezlegi și folosești focul ăla ca și combustibil să-ți construiești viața. Acum că fi două personaje, iar este iar posibil, mai ales dacă creșteți în vibrație, veți atrage din ce în ce și foști, aici ar putea să fie un fost, aici ar putea să fie o nouă persoană, că e asul de, de, spade, care va dori să fie într-o relație corectă, regele și regina de monede, și stabilă. Clarificăm patru de spade. Nu sunt de vindecare. Vindecare de, probabil, de triunghiuri amoroase, de decepțiile unor situații foarte complicate. Însă. De dezechilibre, de alegeri, de cântărie și așa mai departe. Ia. Împăratul. 4 și 4. Iar vă veți vindeca de aceste reguli, de acest sistem. Că e acasă, familia voastră energie masculină, în mod special, poate să fie și femeia autoritară, dar energie masculină, pentru alții poate să fie job, corporație, ce fi, sistem financiar, sistem religios, vă veți vindeca. Am zis că Și are legătură cu ce se întâmplă în partea a doua anului. Și prima și a doua. Aș spune luptă între bine și rău. Între <coughs> programe și libertate. Între uh -huh. între direcția voastră spirituală, misiunea voastră și programele pe care unii și din trecut și din prezent le vor față de voi, mai dăm o carte pe împărat. Valetul de cupe, Iar simt că acest împărat ar putea să aibă legătură cu ce am zis mai devreme. Personajul din trecut, văzând că voi aveți succes și că vă atrageți perechea pereche potrivită sau vă duceți către perechea potrivită, că am văzut și justiția, așa am văzut și avem și stea valid, șase de băte succesul, da? Regele și regina de monede, adică doi oameni care știu să facă bani, care își cunosc valoarea, care se respectă și care și simt că împreună, și nu vorbesc de zodii, nu, 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 simt că împreună au ceva foarte important de făcut în această lume și în aceste vremuri, în 2024. Asta e misiunea lor, să atragă atenția, să vindece și eventual vindecând și atrăcând atenția să facă bani împreună. Sunt multe variante. Dar, cred că spre sfârșitul anului, iar probabil cineva din trecut sau din familiile sau din relațiile anterioare, va dori, începem cu patru de spade și avem șapte de bute granițe personale, va dori să vină înspre voi regretând cu cinci de cupe o situație din trecut că nu v-a văzut, că nu s-a purtat așa cum voi vreți. Simțiți și aveți nevoie. Și va dori să cum ceva de tot bute, să inițieze eventual pasiunea. Ne, veți puneți granițe. Veți pune granițe și vă veți vindeca, veți învăța să nu vă mai lăsați influențați. Veți avea scuturi, vedeți aici un scut față de trei de spade. Veți avea scut, granițe personale și scut energetic și mental față de acest personaj. Cred că are legătură cu ce am zis mai devreme. Și un personaj din trecut. Din casă, în special, sau de la job, iar, persoana autoritară. Da, scuze, nu știam. De ce? Că v-a părăsit. Că a făcut jocuri metale, să s-au lăsat influențat. De friș, de mama, de x, de y. Și voi, între timp, ați crescut nouă de monede, regina de monede, v-a urmărit, da, și vrea comunicare. În păcare, șase de cupe. Dacă aveți și vreun copil cu el, o să zică, iau te că vrea să stă cu copiii, lasă. cred că veți începe o nouă relație cu un suflet pereche care vă aduce fericire. Asta văd. Acum. Cum vedea și la zodii. Hai să vedem. Uh, acum stau liniștită când mă grăbește. Iată, legături în vieța anterioare. Aveți de clarificat, de clarificat multe relații la anul care vine. Din punct de vedere spiritual, dacă vreți să ascensionați, trebuie să renunțați la cât mai multe relații karmice. Și poate chiar și suflete pereche cu care ați încheiat ce ați avut de încheiat. Da. Spiritual, o dată. două ori. De trei ori. Ho! Succes! Succes spiritual! Veți învinge bestia! Bestia! Tentația! Sistemul! ho, ho! programele și spiritual. Dacă veți avea o afacere care ține de spiritual într-o formă sau alta, sau vindecă lumea, sau bucură lumea și le ridică vibrația, veți călători, repet, veți călători. Și din care veți face și bani. Că asta e. De acum încolo se poate face. Singurătate. Eremitul. Izolare? dar spre sfârșitul anului. Veți înțelege. Și veți vedea ce frumos, 20 renaștere în tarot. Veți vedea dincolo de aparențe, vi se va activa al treilea ochi, veți vedea exact, dar aia vor veni mai mulți, poate sunt mai multe persoane. Poate aici o persoană, aici altă persoană, aici altă persoană, aici o familie sau, repet, cineva din neam, din cultură. Deci un personaj foarte toxic. Toxic, da, e și pasiunea, am dat și varianta cu pasiunea, dar avem și varianta cu toxicitatea, care vă ține pe loc. Dar dacă schimbați perspectiva, asta e. Iar un personaj dominator, nu, veți vedea dincolo, da, ai nevoie, cu lacrimi în ochi să stai izolat și să privești către lumină, nu către întuneric. Când în întuneric nu vezi nimic. Aici trebuie. În întuneric, singura șansă este să activezi al treilea ochi. Ce frumos. Posibilități. Veți ridica. n spiritul. Vă veți ridica deasupra acestui 3D și veți vedea dintr-o altă dimensiune. Nu, 4. 5. 6 poate chiar. Uh -huh. Și veți vedea calea voastră în zare, de-aia am zis că atingeți la un moment dat, veți avea o perioadă de succes sau de echilibru financiar urmându-vă calea și alături de oameni care vindecă și care vă vindecă și care sunt trezi spiritual sau sunt într-o altă vibrație. Veți renaște, exact, renașteți în acest trecut de care ați atârnat atât clenghi, ați atârnat, ați Ați ținut. Sau alții poate încerca să țină și voi le-ați permis, dar cred că și voi. Renașteți, autea și frumos. Sunt mai multe etape. Schimbați și, oh, vă veți bucura de cal, de bucurie, de abundență, da? Într-o altă variantă spirituală, energetică, vibrațională în alte ceruri, pentru cei care știți ce zic, sau dimensiuni. Hai să vedem profesional. Ia uite, călătorie. Am zis călătorie. Vezi călătorie. Am zis de mai multe ori. O dată. se pare de două ori. Animale. Seamănă cu puterea această carte. Profesional, probabil că vă reconsiderați, mergeți la niște cursuri. Poate chiar și spiritual, nu doar profesional. Am zis, mergeți către un profesor chiar de la început, învățați ceva. Lăsați în urmă, chiar de la început am zis, lăsați în urmă, practicați, poate practicați muzica sau un alt fel de comunicare, dar ar putea să aibă legătură și cu muzica și abundența infinită. Că am zis că vindecați altfel și atrageți abundența altfel, abundență altfel. Nu mai e ca pe vremuri că schimbăm. Ia uite, aveți încredere. Și în voi și în această schimbare. Schimbăm perspectivele, schimbăm coordonatele, schimbăm uh, sistemul. Aveți încredere în simțurile voastre, în sentimentele voastre, în visurile voastre care vă ghidează cariera. Am zis că veți vorbi în public la un moment dat și veți face bani ori voi, ori ei, sau poate cineva care cântă, sau poate cineva care vorbește în public, dacă nu voi. Poate trebuie să învățați exact ce am mai devreme, să învățați ceva nou și să practicați în fiecare zi. Nu o să ai muzica. Dar va trebui să comunicați despre acest lucru la un moment dat și să vă atrageți abundența. Că am zis că până acum a fost o pasiune ținută în frâu. V-ați dorit de foarte mult timp și stea înseamnă o dorință împlinită de mult timp. Trebuie să lucrați, de aia zic, descătușând această pasiune, a devenit toxică pentru că a fost încătușată. Descătușați zeul, zeul, laud, zeul din voi, zeița, în sensul că creatorul, cavalerul de băt, e foarte fain în varianta sa. E eliberator, bine, și sexual, dar nu neapărat. Și profesional, și creativ. Nu vorbim doar de aventuri. Hai să le mai acordăm și alte șanse. Hai să vedem financiar. Odată. De două ori. S-ar putea să trebuiască să lucrați cu animalele, unii. Văd animale și animale. Te rog frumos, lasă-mă acum, apăce. Te rog, lasă-mă că mai am un pic. Regina de cupe, iar tradițional pe regi, tradițional pe tradițional că tot am vorbit. Trei de cupe, valetul de spade. Fiți atenți că, cu, exact, cu cât țineți la resursele fizice, mergeți spre conflicte, conflictele vă vor atrage haos și și, și, și mai multe probleme. Nu aștepta să vă salveze cineva. Ascultați-vă intuiția, da? intuiția, sufletul. Ce vă place vouă? Sufletul vostru aici, mare, așa da, acoperit. Ce vă place voi. Și vedeți aici cupele deja vibrați, vibrează. Ce vă place voi să faceți? Și să vă atrageți, da, vorbim de financiar, să vă atrageți prietenii, oameni, nu, poate trebuie să schimbați prietenii, oamenii care vibrează în, în armonie, în consens cu voi. Fiecare cu darurile sale, dar vă completați, vă potriviți. Lasă-mă în pace acum, te rog frumos. Probabil, din punct de vedere financiar, unii dintre voi veți avea un cerc în care va trebui să comunicați și să aduceți bucurie, să aduceți vindecare Ia, clarificăm, regina de cupe. Regina de spade. Comunicați din suflet. Comunicați într-un fel care vindecă. Învățați oamenii să pune granițe în viața lor, să se lupte pentru ceea ce simte. Exact ce am zis mai devreme. Și eventual să renunțe la vechile tradiții care sunt limitative și să vă extindeți, că am văzut trei de cupe, care înseamnă de, de bâte, înseamnă expansiune. Ia, trei de cupe. Judecata. Chemați oamenii, treziți oamenii, unii dintre voi. Nu apar bani, dar apare altceva. Învățați să aleagă. Că învățați, apare marele Preot, învățătorul. Pentru că și voi va trebui să învățați, învățați și pe alții să aleagă. Dacă persoanele din trecut, trei de cupe, prietenii, copiii, nu știu cui sau nu știu, poate chiar și dacă sunt toxici, sau oameni din trecut cu care v-ați bucurat vor vrea să se împace cu voi, îi veți bloca dacă nu sunt pe aceleași coordonate cu voi. Știu, vorbim de financiar, dar trebuie să aveți discernământ. Trebuie să aveți discernământ. Valetul de spate. 8 de cupe. Iar unii dintre voi veți pleca în alte locuri, altă localitate, al județ, altă țară, alt continent. Dar, repet, dacă sunteți profesori sau veți fi în măsură să, -i, să -i inspirați pe alții, îi veți învăța cum să se elibereze de trecut și cum să aleagă noi perspective, cum să se proiecteze pe lumea aici, e un nou globiu, pe lumea cea nouă, pe coordonatele cele noi. Încă, încă o carte. Șapte de cupe. Spre noi oportunități, noi opțiuni, talente, Și în momentul în care văd că aveți, vedeți și voi, e valabil și pentru voi, poate comunicăm cu alții. Veți învăța să vă eliberați de trecut, să alegeți. Poate veți comunica online unii dintre voi cu cineva. Sau veți face studii, repet. Până la sfârșitul anului veți începe să manifestați abundență. Veți vedea că, până la urmă, abundența nu ține doar de monede. Monedele vin, dar abundența înseamnă mai mult. Dar le nu țin doar de bani în bancă, da? mai ales doar le divine, abundență, creștere spirituală. Și în momentul în care alege să vă extindeți orizontul, să vă proiectați în alte, în 4, în 5, în 6 de, să vedeți ce alte opțiuni mai aveți în cazul în care situația actuală va fi foarte transformată, da? În clouds. Iar văd Wi-Fi și internet. Veți foarte repede. Financiar. Dar nu trebuie să țineți de vechile programe. Exact ce am zis mai devreme. Hai să vedem din punct de vedere sentimental, erotic, sexual, avem voie? Tu cam date cam tăcere. Eremitul. Cred că toate fecioarele sunt așa de izolate, dar ei zic că remitul reprezintă zodia fecioare, însă am văzut fecioară, fecioară. E o singurare necesară, necesară, necesară și spiritual și mental și chiar um, sexual. Dar în această, interesant cum vine mesajul, în această izolare, totuși, aici este diferent, exact ce am zis mai devreme, veți învăța. Să nu vă mai primi, priviți la această pasiune care nu mai e o candelă fără flacără. Să nu vă mai simțiți izolați, să nu vă mai simțiți singuri și vulnerabili în această singurătate, ci să vă proiectați. Și eventual să ziceți, ia uite, toată lumea e fericită, numai eu nu sunt, toți au câte o pereche, toți mai fac ei și ei, dragoste, sex fac, face. Nu. Simt că aici este proiecția voastră. E o împăratul. Voi puteți să fiți în control, să vă schimbați viața, inclusiv viața sexuală, și să vă atrageți persoana care vă place. Mhm. Uh -huh. Mergeți către victorie. Din punct de vedere intim, sexual, erotic, cum vreți voi să ziceți. Hai să amestec. A, Ce-a venit? Uh, puterea e o luptă. Uh -huh. Că tot e diavolul pe aici e o luptă. Cu voi. Între singurătate și tentații. Vă luptați, vă doriți pe cineva foarte, foarte intens. Acum nu mai vorbesc de alte persoane. Cred că e și lupta voastră. Iar vrea să iasă cavalerul de cupe. Hmm. Iar un personaj care e gelos. Vrea să vă scrie un mesaj. Cineva se, se străduie, se, își face curaj să exprime niște sentimente pe care nu le-a exprimat, le-a tot ținut în control, văzându-vă cu altcineva, pentru că voi în anul care vine veți fi cu cineva. Nu cred că sunteți voi geloși. Dacă sunteți, sorii, ați pierdut ocazia. Hai, o dată, de două ori, numărul trei, de trei ori. Mm -hmm. Cavaluri de monede, încet, încet, dar sigur. -cine... Vine cineva care Oho, va, lupe... va rupe lanțurile. <laughs> Încă nu știe cum să vă abordeze, dar când vă veți întâlni, va ști sigur. Wow, împărăteasa ce-mi place. Ioi, 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 turnul. Mai e ca cichi, cichi. Atita, atita, atita. Aulă, aulă, aulă. Aulă. Da. Iar apare trei de cupe. Trei de cupe da, în sensul de triunghi amoros. Apare. Apare o gelozie. Dar mai ales dacă, cu cât veți crește spiritual, cu atât se va trezi și Kundalini și veți fi o forță din punctul acesta de vedere. Dar pentru asta trebuie să crește spiritual. Kundalini nu, nu înseamnă obsesie sexuală. Nu e diavolul Kundalini, nu e altceva. Da? Deci nu înseamnă obsesie sexuală sau, eu știu ce, stai, care era termenul? Ah, când scapă. Ninfomanie. Nu, nu, aia nu este Kundalini. Kundalini este cu totul altceva și veți descoperi eventual, că, pentru că veți vedea unii dintre voi, dacă vreți, veți vedea dincolo de iluzii, se va deschide al treilea ochi, eventual în contact cu persoana divină, cu bărbatul. Interesant, apare împărăteasa și împăratul. Până la sfârșitul anului și regina de monede și regele de monede. Până la sfârșitul anului, majoritatea dintre cei care ați ales numărul 3 veți fi în legătură cu Partenerul vostru divin. Pentru că aici este un parteneriat. Un, poate chiar căsătorie. Dar nu zi musai că ve veți căsătorie. E o lună plină care înseamnă plinieri. Și ceilalți vor fi geloși. Ia uite, gelozie, gelozie. Asta e. Asta e. Și oul, ca element fertilizator. Hai, împărăteasa chiar de două ori. Și împăratul. Dar, repet, perechea divină. Te rog, lasă-mă în pace. La capătul setului de cărți, doi de băte. Vă faceți planul. Să lăsați uh, în urmă reținerile, secretele și să îndrăzniți. Uh -huh. yeah. Să luați de la zero. Să lăsați minciunile și decepțiile. Ia uite-l pe diavol, e aici. E un personaj obsedat în viața voastră. Aveți grijă ce alegeți. Aveți grijă ce alegeți. Ia uite, lăsați în urmă tentațiile și oamenii care vă tentează și mergeți către acest cuplu, cuplu divin. Am văzut și la eremit, aici este la nebun. Trebuie să riscați. E ca și când eremitul riscă să iasă din acea peșteră, din acea singurătate și riscând. Asta e nu mai pierde ocazia, nu mai plânge, nu mai visează, nu mai face altceva când e singur. Da? Asta e. Dar cred că vă întâlniți totuși cu persoana potrivită. că sunteți doi oameni puternici. Am mai zis interesant la numărul 2. Doi. doi oameni, prădători, dar care sunteți și vânați de alții. Dar nu au problem. Pentru că sunteți puternici și separat, dar și împreună sunteți și mai și ei. Împreună sunteți și mai și. Și cine e gelos și încearcă să vă perturbe viitoarea relație, zic că va avea parte de granițele voastre personale. Ei veți pune la punct. Uh -huh. Foarte intensă și erotică și senzuală viața sexuală pe care o veți avea anul viitor. Dar o să o mai vedem și la alte etalări. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituale și vă pup. Ceau, ceau!